Dragi, bine ați venit la ședința extraordinară cu Sfântul Părere, durată de 6 iunie 2015. O să dau cuvântul domnului primar să citească poziția de convocare. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția mea de casă din 10.01.2024 pentru convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănjeni sub Bacău în data de 15 ianuarie 2024, orele 16, la sediul primăriei Comunei Bârsănești, în sala de Consiliu, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform actului adițional numărul 7 a contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeului municipale în județul Bacău, numărul 180, per 2957, din 605-2015, încheiat cu SC Compania Ropreste S.A. Servicii. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare pentru anul 2024, conform ordonanței de urgență a Guvernului numărul 115 per 2023. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și activități de interes local pentru anul 2024, care vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim de incluziune în Comuna Bârsănești. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate, conform legii numărul 196 pe 2016, privind venitul minim de incluziune. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Bârsănjeni sub Bacău pentru anul școlar 2024-2025. Punctul numărul 6, diverse. Articolul 2, prevedere prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la Comunitatea Publică prin afișare. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt discuții, să punem la următoarea mea de zi. Cine este pentru? Mulțumim din dezvăluire. Da. Înainte de acelor urmea de zi, avem aici pe domnul Binerina, care vrea, am înțeles că să ne expună niște probleme. Nu, nu. Cetățeanul comun, ia sunt la ședință. A, doar atât? Doar atât. Ok. Nici problemă. Vreți? Da, eu am rugămintea dumneavoastră. A fost în sfârșit de an mai aglomerat. Începutul tot cam la fel. Am reușit să definitivez redactarea procesului verbal pentru ședința ordinară din 27 noiembrie și l-am terminat cu 2 ore înainte să veniți la ședință, deci nu avea niciun sens să vă-l primit pe e-mail, că nu avea cine să-l mai citească. Cu celelalte 2 rămân datoare pentru ședința următoare, din 14 decembrie și 20 decembrie, ca să ne apropiem și noi cu ele. Și vă cer permisiunea să îl citesc ca să putem să-l supunem aprobării. Scurt, da? Deci, proces verbal încheiat astăzi, 27 noiembrie 2023, cu prilejul ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău. Ședința este deschisă de domnul primar Botezat Ugeru, care anunță că la ședință participă 11 consilieri din cei 13 consilieri locali de poliție, lipsesc domnul consilier Grigore Vlad Costel și doamna Plângu Georgiana cu cele de înmuire. Domnul viceprimar Ani Claudiu Cornel, în calitate de președinte de ședință, invită pe domnul Botezat Ugeru, primarul comunei, să prezinte conținutul dispoziției 186 din 21 noiembrie 2023, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești din data de 27 noiembrie 2023, orele 16. Se supune la vot proiectul ordinei de zi, care este aprobat cu unanimitate de voturi. Secretarul General Dobrea Aurelia intervine. Am omis și îmi cer scuze, dar ordinea de zi trebuie completată și cu punctul privitor la alegerea noului președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Domnul consilier, sunt de acord cu propunerea. Domnul consilier Ana Claudiu Cornel, președintele de ședință. Avem procesele verbale ale ședințelor din data de 27 octombrie și 14 noiembrie. Vă consult dacă sunt observații privind conținutul lor. Domnul consilier Axiomar Cătălin Ionel. Procesul verbal din data de 27 octombrie 2023 nu este redactat conform înregistrării. Doamna secretar știe. Aici mă refer la jignirea domnului președinte de ședință față de mine. Ați omis să treceți jignirea lui. Atunci dați citire procesului verbal. Secretar General Dobre, mi-ați trimis această observație pe e-mail, am ținut cont de ea, omisiunea respectivă s-a remediat,
Am trimis apoi procesul verbal pe e-mail, atât dumneavoastră cât și restul consilierilor. Poate că nu ați mai lecturat procesul verbal după modificare. Pot să vă evidențiez numai dumneavoastră. Domnul consilier Axinoiu, da, arătați-ne aici. Nici măcar convorbirea domnului primar în care recunoaște că sora lui are semn închiriat la dispensar, secretar general Dobrea Lunea. Doamna a încheiat contract de închiriere a spațiului în calitate de administrator al Asociației Crescătorilor de Animale din Cuvna Bârsănești. Ce anume nu este în regulă aici? Nu mai sunt alte discuții pe marginea conținutului proceselor verbale, așa cum acesta se supun la vot. Procesul verbal de 27 octombrie este supus la vot și este aprobat cu 10 voturi pentru și o abținere din partea domnului consilier Axinoiu. Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 14 noiembrie 2023 și acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. Domnul președinte de ședință, Amic Claudiu Cornel, anunță că la ședință și-au manifestat dorința de a participa doi tineri din satul de Aplău, respectiv Răzvan Ionuț Sighinaș și Stan Alexandru, care fac parte din cetele de colindători ale Clubului Tineretului, manifestare care se organizează în satul Caracel în fiecare an pe 2 ianuarie. Se trece la primul punct al ordinei de zi. Domnul primar prezintă raportul de specialitate și numeratul de aprobare care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a numărului de personal și organigramei aparatului de specialitate, conform modificării structurii de funcții publice și reducerii cu 10% a numărului maxim al posturilor corespunzător cu arte, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Discuții. Domnul consilier Petru Costică, la investiții, compartimentul investiții, erau 3 posturi vacante, acum sunt 4. Secretar general Dobre, da, pentru că numărul de posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fondurile nerambursabile a crescut de la 2 la 3, deci cu un post în plus față de adresa instituției prefectului județului Bacău de anul trecut, din 2022. Am dat explicații detaliate în raportul de specialitate. Domnul consilier Axinoiu Cătălin Mânel, avem o problemă în funcția polițistului local. În ce de nu-i legal acest om cu funcția de polițist local și de ce nu poartă uniformă de polițist în timpul programului? Are liceul? Secretar Dobrea. Da, are liceul. Domnul Botezatu, primarul comunei, am avut de executat lucrări în cadrul compartimentului gospodărire și de aceea l-am cooptat. Nu mai sunt alte discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, se supune la vot și este aprobat cu 9 voturi pentru și 2 voturi împotrivă, ale domnilor consilieri Petru Costică și Axinoiu Cătălin Ionel. Se trece la al doilea punct al ordinii de zi. Domnul primar prezintă raportul de specialitate care a stat la baza inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării sărbătorii publice stabilită prin lege a noului an și a bugetului alocat pentru aceasta. Discuții. Domnul consilier Anei Felix, motivat de prevederile urgente numărul 90 pe 2023, vă sugerez să completăm articolul 1 al proiectului nostru, după cum urmează, se aprobă organizarea sărbătorii publice stabilită prin legea noului an, la nivelul comunei Bârsănești, județul Bacău, în zilele de 31 decembrie 2023, 1 ianuarie 2024 și 2 ianuarie 2024, ca să ne putem întemeia legal cheltuielile cu acest eveniment, pe prevederile articolului 40 alineat 1, din legea 273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale. De asemenea, propun suplimentarea cu 10.000 de lei a sumei din proiect. Domnul Botezatu Gelu, primar, este o propunere bună. Noi am propus în proiect ca suma să fie de 30.000 de lei. La ce sumă vă gândiți? Domnul Sighinaș Răzvan Ionuț. Nu avem o sumă, cât hotărăște Consiliul Local. Noi ne-am gândit la 9.500 de lei, pentru că suntem destul de mulți, în jur de 30 de persoane. Domnul consilier Axinoiu Cătălin, acum să vedem ce sumă solicită domnul. Eu nu mă opun pentru suplimentarea bugetului, să fie formula legală. Totuși, pentru 30 de persoane este puțin 2500 de lei. Eu vroiam să întreb cum facem cu banii. Tot prin firmă, ca și cura trecută, sau se pot da altfel, ca să evităm cheltuielile cu firma respectivă. Știm că s-au impus restricții, că nu se mai poate decât cu sponsorizări și vremuri de acest gen. Domnul Anei Claudiu, viceprimarul comunei, suma este una potrivită. Ca orice urs, să delegăm serviciu către o societate care trebuie să plătească TVA. Domnul Botezatu Gelu, primar, am vorbit și cu domnul Anei Felix, am sunat și l-am audit la Bacău. Dacă delegăm acest serviciu către o societate, trebuie să-i oprească impozit. Domnul consilier Axinoiu, niciunul dintre organizatorii grupurilor de colindători nu are societate ca să evităm tranzacția. Domnul Botezatu Gelu, primar, și la societatea respectivă tot trebuie să plătește impozit.
domnul consilier Axinoiu, noi vorbim cu doamna contabilă despre un PF, doamna contabilă ar trebui să cunoască condițiile. Domnul consilier Ani Felix, trebuie căutați și alți organizatori de evenimente care să nu fie plătitori de TVA. Chiar dacă economisim un singur leu, este al nostru, să nu ne oprim doar la exclusiv, poate și la poate și o altă societate să ne asigure organizarea evenimentului. Domnul consilier Arsenoiu, nu vedeți că și acum exclusiv nu a venit, trebuie contată o firmă ori una neutilizată sau care nu are rulaj mare. Doamna consilier Naman Maria, sunt mai multe. Domnul Botezat Ugel, primar, dar trebuie să aibă prevăzut acest obiect de activitate, cu tot caenul, în regulă. Doamna consilier Naman, eu aș putea să vă recomand, apropo de codul caen, pe Sandra Adrian, care organizează evenimente cu surprize la domiciliu. Este și el implicat în evenimentul Duhul Tineretului. Domnul consilier Acțiune Cătălin. Și nu este plătitor de TVA, probabil. Doamna consilier Naman, nu este plătitor de TVA. Domnul consilier Acțiune Cătălin, poate are și o comisiune mai mică. Sau poate chiar nu prea comisiune. Eu am fost la Caraclău și 500 de lei mi se pare o sumă mică. Măcar 5.000 de lei. Că acolo este cheltuia mare. Domnul Botezat Ugel, primar. Sunt scenete care se schimbă de la an la an. Trebuie materiale textile, implică costul. Eu zic să suplimentăm cu 15.000 de lei și să fie 45.000 total, dacă sunteți de acord. Domnul viceprimar Anei Claudiu, dacă nu mai sunt alte discuții și propuneri pe marginea acestui proiect, vă sugerez să supunem la vot propunerea domnului consilier Anei Felix, cea cu încadrarea legală prevederile articolului 40 alineatul din legea 273 a finanțelor publice locale, ca să putem beneficia astfel discuterea financiară a bugetului pe anul 2024 și apoi propunerea domnului primar de suplimentarea sumei sociale cu 15.000 de lei, urmând ca suma totală să fie de 45.000 de lei. Prima propunere este aprobată cu 11 voturi pentru, se supune la vot și suplimentarea bugetului pentru organizarea evenimentului cu suma de 15.000 de lei. Și a doua propunere este aprobată cu 11 voturi pentru. Domnul viceprimar Anei Claudiu, proiect aduce mulțumirea cetățenilor. Domnul Botezat Ugelu, primar, dacă vin colindătorul din afara comunei, sunteți de acord să-i primim? Domnul consilier Acțiunea Cătălin, cum alte comune ne primesc colindătorul noștri, este normal ca și noi să-i primim pe cei de la comunile vecine. Sunt tradiții și sunt de acord. Domnul viceprimar Anei, pe viitor, cred că ar trebui să avem prevăzut sume pentru cei sume separate pentru colindătorii locali și sume pentru cei care vin din altă localitate. Se trece la al treilea punct al ordinei de zi. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de mituri și cheltuieli al Comunei Căsănești, județul Bacău, pentru anul 2023. Discuții. Domnul consilier Axinoiu, vreau să știu ce înseamnă cheltuieli salariale în factură. Sunt bani alocați. Domnul viceprimar Anei Claudiu Cornel, este bugetul prezentat în forma lui, cu sumele pe care cetățenii comunei le vor primi pentru suplimentul la combustibil solid. Domnul consilier Acțiunea, aici trebuie să vină doamna contabilă ca să-mi dea un pic de explicații. Domnul viceprimar Anei Claudiu, puteți solicitați în privat aceste explicații. Noi nu suntem contabili de profesie. Domnul consilier Acțiunea, nu trebuie privat, nu pot solicita public aceste informații. O să-mi dea și doamna contabilă. Toate că acest proiect trebuie acum să la vot și trebuie votat. Nu mai sunt alte discuții pe marginea acestui proiect. Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării, care este aprobat cu 10 voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere a domnului consilier Acțiunea. Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general și autofinanțării pentru realizarea obiectivului de investiții, dezvoltarea infrastructurii de transport verde, pistă de biciclete în Comuna Bursănești, județul Bacău. Discuții. Domnul consilier Axinoiu, este un proiect pe care am avut discuții mari. Eu nu sunt contra proiectului, pentru că sunt bani pe care îi primim prin finanțare, dar vreau să știu unde ați stabilit până la urmă că trebuie făcute aceste piste de biciclete. Domnul Botezat Ugelu, primar, către Mănăstirea Caraclău. Domnul consilier Axinoiu, da, este un obiectiv de cult, eu sunt de acord cu acest proiect, dar în forma în care s-a obținut finanțarea inițială, adică să nu mai dăm bani din bugetul local, acei 60% sau 59% cu finanțare. Eu nu sunt împotriva proiectului, sunt doar contra finanțării din bugetul local. Dacă se găsește altă sursă, prin Consiliul Județean, să ne dea 60% sau din altă sursă, eu sunt de acord. Și mai este o problemă, nu avem altă cale de acces către mănăstire. Investiția despre care sunteți, spuneți,
presupune un terasament diferit, specific circulației cu biciclete. Pista pe care vreți să o faceți nu poate să fie folosită și pentru autoturisme. Domnul viceprimar Anei, exact, acea cale de acces va avea dublă utilitate, atât pentru autoturisme, cât și pentru biciclete, prin modificarea infrastructurii de bază. Ne-am consultat cu specialiștii și se poate realiza. Astfel, față de infrastructura de bază, specifică unei piste de biciclete, respectiv 20 de cm de balast și 6 cm asfalt, se va interpune peste balast un strat de 20-25 cm de piatră concasată și, ulterior, stratul de asfalt. Cantitățile și dimensiunile exacte vor fi precizate în proiectul ce urmează a fi executat. În acest fel, suntem pe lege. Domnul consilier Aximon, eu voi contesta acest proiect și vă spun și de ce. Diferența de bani este mare și, în al doilea rând, drumul circulat de autoturisme către mănăstire trebuie să fie separat de pista de biciclete. Domnul viceprimar Anei Claudiu, în regulament este prevăzut că pistele din extravilan pot fi făcute și într-o altă formă decât cele din intravilan. Aici am punctat noi și ne-am dorit ca acel drum să realizăm în structură mai rezistentă, mai de bună calitate. Adică, repet, pe lângă cei 25 de cm de balast, să punem și 20 de cm de piatră concasată și să facem capsularea întregii zone cu șanțuri betonate stânga-dreapta. Pista în formă nouă va fi înaltă de 3 metri cu șanțuri pe toată lungimea pistei, iar în aceste condiții el va fi un drum comun pentru autoturisme și biciclete. La capătul drumului este o biserică foarte frumoasă, cu hramul Maicii Domnului, un obiectiv turistic de mare valoare și sperăm că prin susținerea pe care o oferim prin realizarea acestui drum, să avem parte de protecția Maicii Domnului și noi să putem obține și sprijinul ei finanțări pentru celelalte proiecte. Noi vă dorim numai bine și dumneavoastră. Domnilor consilieri, susținerea pe care ne oferiți să fie una care ne trebuie. Domnul consilier Aximon Cătălin Ionel, dumneavoastră mi-ați dorit binele și când ne-am certat. Ați spus să ajung cu capul în gard și eu v-am găsit cu capul în șanț. Domnul consilier Brunaru Gheorghe, vreau să vă spun că județul Vrancea a asfaltat până în poarta mănăstirilor, inclusiv și interior. Noi nu suntem în stare și avem o singură mănăstire în comună. Domnul consilier Aximon, da, domnule Brunaru, a asfaltat preotul de la Cârja, ați văzut reportajul, am pus eu reportajele. Domnul părinte de la Cârja avea firmă de construcție, acest proiect va fi contestat, nu ați vrut să rămânem cu banii obținuți prin PNRR, aruncați 8 miliarde din bugetul local, că nu poți folosi pista de biciclete și pentru autoturisme. La anul este an electoral. Se contestă și pista nu se va face, vă garantez eu. Nu mai sunt alte discuții pe marginea acestui proiect și proiectul de hotărâre prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform de visului general și a cofinanțării pentru realizarea obiectivului de investiții, dezvoltare infrastructurii de transport verde, pista de biciclete cu Mura Bursănești, este supus la vot și se aprobă cu două voturi pentru, un vot împotrivă al domnului consilier Aximoiu și o abținere a domnului consilier Munteanu Alin Costel. Se trece la acea președintelui de ședință. Domnul viceprimar Anei Claudiu, sunt propuneri doamna consilier Gavan Maria. Da, eu îl propun pe domnul Timu Pavel, domnul consilier Munteanu Alin Costel. Eu zic că ar mai trebui lăsați, la legem peste alte trei luni, să mă vadă din experiența celor mai vechi, ce presupune rolul de președinte de ședință. Domnul viceprimar Anei, eu l-aș propune pe domnul consilier Anei Felix. Se supune la vot propunerea domnului viceprimar și domnul consilier Anei Felix este ales președinte de ședință pentru lunile decembrie 2023, ianuarie și februarie 2024, unanimitate de voturi. Se trece la punctul diverse. Domnul viceprimar Anei Claudiu Cornel. Vreau să vă spun la diverse o mică povestioare. Ieri s-a întâmplat un eveniment pe care l-ați văzut deja pe Facebook și am apreciat mult spiritul civic, în ghilimele, al unui consilier care a văzut că eu împrăștiam antiderapant pe lui Belea, a văzut că eram în dificultate, dar se poate întâmpla oricui, și eșuase cu mașina în șanț. Acest domn consilier ar fi putut opri să mă întrebe dacă am nevoie de ceva, dar în loc de toate astea a scos telefonul să filmeze și a pus pe Facebook, aruncând cu jenire împotriva mea. Vă rog să apreciați spiritul civic pe care l-a dat domnul consilier Aximon. Eu nu mă plimbam ca dumneavoastră, domnul primar, împreună cu doi muncitori de la domnul era la Brătești și împrăștiam de la bani, iar eu eram la Caraclău cu alți doi lucrători. Dimineața la 7, domnul Aximon era la primărie și prima mașina. Domnul consilier Aximon, exact ce ne-ați luat mie Dumnezeu a dat dumneavoastră. Eu nu m-am bucurat pentru că nici nu m-am gândit că sunteți dumneavoastră. Eu am plecat cu filmarea de jos și filmam.
Oricum, cetățenii o să vă mulțumesc pentru votul acordat astăzi. Ei stau cu butoarele de apă și voi votați 8 miliarde să faceți piste de biciclete. Eu nu aveam acest comportament rece față de dumneavoastră, dar și la militar. V-am sunat pe dumneavoastră de când am intrat în Bacău, de ce l-am sancționat firma care are contract pe drumul respectiv. Firma are un contract cu dumneavoastră, la ședința următoare să-l aduceți ca să-l vedem și noi, să vedem clauzele contractuale, dacă vă uitați pe site-uri. Acum se anunță cu 2-3 zile înainte când o să ningă, când așa trebuie să fie pe teren. Eu am luat amendă pentru o minută, 3.000 de lei, pentru asta vreau drumuri. Domnul primar, vreau ca dumneavoastră să ne aduceți contractul, nu trebuia să vă duceți dumneavoastră acolo, trebuia sancționată direct firma. Pentru deranjul dumneavoastră de ieri, să-l puneți să plătească. Domnul consilier Navar, mă surprinde faptul că spui că nu știai că era domnul viceprimar la Monar. Putea fi oricine, un cetățean aflat la nevoie, pe care te-ai mulțumit să-l filmezi, loc să acorzi o mână de ajutor, cu atât mai rău. Domnul consilier Axinoiu, o să mai rămâneți surprins, stați calm. Nu știu dacă o să mai vedeți mandatul anul, ai face bine să lași pe alții care vor să facă ceva. Domnul consilier Blanaru, nimic nu-ți convine, nici la școală, nici lume. Domnul consilier Axinoiu, aici, când soliciți bugetul local ca să se voteze pentru proiecte, pui pe toți flyerii să ridice mâna, oricum filmezi și trebuie să dai justificare. Dintr-un proiect pentru pistă de biciclete ați făcut proiectul pentru stradă. Acestea au fost problemele discutate. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Asta a fost. Și am vrut să-l dăm, dăm decidire ca să-l luați la cunoștință și da, să putem să-l supunem la proiect. Dacă nu sunt observații, da, bineînțeles. Sunt observații? Dacă nu sunt observații, să fie în locul. Cine este pentru? Cine e împotrivit? Eu n-am fost aici. De ce vă puteți? Și o abține. Trecem la punctul următor. Un proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor contractuale conform actului acela numărul 7 a contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeului municipal în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6.05.2015, încheiat cu SC Compania Rodprest S.A. Servicii. Servicii S.A. Consiliul Local al Comunei Vârstănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă prelungirea perioadei contractuale prin actul adițional numărul 7 a contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeului municipal în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6.05.2015, încheiat cu SC Compania Rompres Service PSA, conform anexei numărul 1, după care face parte integrantă în prezenta hotărârii. Articolul 2. Se aprobă modificarea anexei numărul 9.1 și 9.2 la contractul numărul 180/2957 din 6.05.2015, conform anexei numărul 2 la prezenta hotărârii. Articolul 3. Se împuternicește domnul Botezatu Gelu, având calitate de reprezentant al Comunei Vârstănești în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolul 1, articolul 2 și articolul 3 din prezenta hotărâre în adunare generală a Asociației de Dezvoltare ADIP Bacău. Articolul 4. Se acordă mandat președintelui Asociației Valentin Ivancea să semneze în numele și pe seama asociațiilor actul adițional numărul 7 la anexele aferente. Articolul 5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la articolul 4, Societatea de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău, și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Discuții. E vorba de prelungirea contractului cu societatea Compania Rompest Service PSA. Pe luna. Da, eu dacă e nevoie să completez câteva. Ați văzut că în raportul de prezentare a făcut o referire la două anexe care se referă la tarifele pe care noi deja le-am aprobat în hotărârile anterioare pentru colectarea la nivelul populației, adică pentru casnici și non-casnici. Tarifele rămân aceleași, sunt mici diferențe ale adiționalului acestea față de contractul de bază, însemnând diferențe de un leu și ceva la colectare, la depozitare, diferențele semnificative care nu vor modifica valoarea de contract pe care noi o vom avea ulterior după aprobarea adiționalului pe care urmează să le am spus aprobările acum. Deci tarifele rămân în aceeași formă până la momentul la care se va întâmpla să se modifice datorită unor conjuncturi de moment la momentul la
atunci când va fi nevoie. Dacă mai sunt discuții, dacă nu spune la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Abțineri? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului de salarizare pentru anul 2024, conform ordonanței de urgență a Guvernului numărul 115 pe 2023. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște articolul 1, începând cu data de 1 ianuarie 2024, salariul de bază aferente funcțiilor publice și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârsănești Bacău se majorează cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023. Drepturile salariale ale personalului se stabilesc prin dispoziția primarului Comunei Bârsănești Bacău. Articolul 2. Indemnizația lunară de care beneficiază primarul și nici primarul Comunei, începând cu 1 ianuarie 2023, se stabilește prin înmulțirea coeficientului prevăzut de legea CAL numărul 153 pe 2017, cu modificările și completările viitoare, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii pentru anul 2021 la 2.300 de lei, majorat cu 5%, respectiv 2.415 lei. Indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali ai Comunei Bârsănești pentru participare la o ședință în pre și una pe comisie este de 10% din indemnizația lunară a primarului Comunei Bârsănești Bacău, potrivit prevederilor articolul 212, alineatul 2 și alineatul 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, potrivit privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Articolul 3. Cuantumul brut al salariului de bază la gradația 0 prevăzute în articolul 1, alineatul 1, precum și indemnizația stabilite la articolul 2, alineatul 1 și 2, se regăsesc pe anexa 1, parte integrată în prezenta hotărârii. Articolul 4. Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariului de bază a creșterilor salariale, a premiilor și a altor drepturi care se acordă este de competența ordonatorului principal de credite. Contestația poate fi depusă în termen de 20 de zile calendare și de la data comunicării actului adițional și de actul administrativ stabilirea drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite. Ordonatorul de credite soluționează contestațiile în termen de 30 de zile calendaristice. Împotriva modului de soluționare a contestației, persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanțe judecătorești competente privind potrivit legii în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației. Instanța se pronunță cu urgență și cu precădere. Articolul 5. Cu atunci la îndeplinirea prezentei hotărâri, în condițiile se însărcinează domnul Botezatu Gelu, primarul Comunei Bârsănești Bacău, prin compartimentul contabilitate financiar, venituri, executări silite și resurse umane. Articolul 6. Începând cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. Articolul 7. Prezenta hotărârii va fi afișată prin grijă secretarului general Comunii pe site-ul primăriei Comunei Bârsănești, precum și la panoul de afișaj se va comunica în condițiile legii primarul Comunei Bârsănești, prefectul de Bacău, compartimentul contabilitate financiar, venituri, executare silite și resurse umane. Mulțumesc. Scuze. Da, aș vrea să precizez de aici câteva lucruri, pentru că am văzut că zilele astea pe Facebook și pe alte canale media au apărut foarte multe discuții. Când ne adunăm aici, să ne mărim iar indemnizația de consilier. Stimați cetățeni, nu este adevărat. Este un drept legal, aprobat printr-o ordonanță de guvern de o creștere salarială de 5% și nici măcar la minim pe economie actuală, fiind blocat de ordonanța din 2019. Deci trebuie să înțelegeți că cei 5% vin la salariul de bază de 2300 lei din 2019. Deși salariul de bază de acum este Exact. Deci să ne înțelegem bine. Cu ei nu-i convine să ia grila de salarizare de la primărie, să vadă un funcționar, de exemplu, unul care e pe cu 2 excavatori și pe tractor, să vadă ce salariu are. Iar dacă dânsul îi convine, îl invităm, că și așa posturile sunt cum sunt, să vină să lucreze el cu utilajul. Să știe că e salariul pe economie. Da. Să vină el să lucreze cu salariul minim pe economie.
Dacă nu mai sunt discuții, spunem la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și activități de interes local pentru anul 2024, care vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim de incluziune în Comuna Vârstănjețul Bacău. Consiliul Local al Comunei Vârstănjeț propune articolul 1 se aprobă planul de lucrări și activități de interes local pentru anul 2024, care vor fi prestate de către persoane apte de muncă, de rândul beneficiarului venitului minim de incluziune din Comuna Vârstănjețul Bacău, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. De aducerea în îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde viceprimarul comunei, iar prezenta va fi comunicată primarul comunei Vârstănjeț și instituție, prefectul județului Bacău, compartimentul de asistență și protecție socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Vârstănjeț și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul primăriei, precum și în toate satele comunei. Mulțumesc! Dacă nu sunt discuții, este practic o transformare a veitului de venitul minim de dat prin legea 416 într-o formă nouă de remunerare a celor care au problemele persoanelor cu probleme sociale, care se numește venitul minim de incluziune, care va cuprinde pe lângă persoanele de la familie și persoanele și cei care au complementare și alte forme de asistență socială de la stat, realizându-se într-o formă nouă comună, o singură denumire și o singură formă de remunerare și monitorizare. Vom vedea ulterior, prin apariția normelor de lucru și fapt, care vor fi procedurile, care vor fi normele de lucru și toate celelalte elemente care derivă din această nouă formă de prezentare generată de legea pe care noi tocmai suntem obligați să o punem în practică. Dacă nu sunt discuții, să punem la vot, cine se vrea? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoane care se află în situații de necesitate conform legii numărul 196/2016 privind venitul minim de incluziune. Consiliul Local al Comunei Vârstănjeț hotărăște. Articolul 1 se aprobă regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate conform legii numărul 196/2016 privind venitul minim de incluziune prevăzut la anexa 1, parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Primarul Comunei, prin dispoziții, va acorda ajutoare de urgență în limita fondurilor aprobate cu această destinație familiilor, persoanelor singure, cu domiciliul sau reședința în Comuna Vârstănjeț, aflată la una din situațiile deosebite sau de necesitate stabilite în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Ajutoarele de urgență se acordă în baza anchetei sociale efectuate de compartimentul asistență socială din cadrul primăriei Comunei Vârstănjeț și a actelor doveditoare care atestă situații deosebite în care se află familiile sau persoanele singure. Articolul 4. Ajutoarele de urgență se suportă din bugetul local astfel. Punctul A. În limita sumei de 4.500 de lei se alocă o singură dată, în sumă fixă de 1.500 de lei pentru ajutorul de mormântare, familie sau persoană singură. Ajutorul de urgență se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. Articolul 5. În cazul în care ajutoare de urgență nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost acordate, acestea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 6. Se încredințează primarul Comunei Vârstănjeț conducerea în prezidia prezentei hotărâri. Articolul 7. Prezenta hotărârii va fi comunicată secretarul general al Comunei către primarul Comunei, instituție, prefectul județului Bacău, compartimentul buget, contabilitate, venituri, executare, silite și resurse umane și va fi afișată la sediul instituției și pe pagina oficială. Mulțumesc! Discuție. Este vorba de acea persoană singură care este la ajutor social și dacă a decedat, nu are nimeni cine să o mormânteze. Și am stabilit un fond de 1.500 de lei. Deși 1.500 de lei e un sicriu, și crucea. Dacă ți-a venit. Dacă ți-a venit. Da. Am zis așa, un sicriu... Da. Un sicriu așa și crucea. Da, 600 de lei. Și aceste fonduri le dăm și noi în funcție de încasările care le avem în anul respectiv. Dacă nu ai încasări, nu poți să dai.
și de îndeplinirea condițiilor impuse de regulamentul pe care noi trebuie să l-am supus acum și l-am mai supus și am trecut, l-am supus aprobării, atunci când vă aduceți aminte că noi am plătit unei persoane suma de 4.000 de lei, care mi se unui copil care avea nevoie de intervenție medicală. Deci sunt cazuri de excepție ale comunității noastre, care prin grija noastră, Consiliul Local și prin grija autorităților a Comunei și a Comunei Marului, am considerat și atunci și acum oportun și necesar să susținem într-un fel pe cei care chiar nu au cum să rezolve această problemă care ține de, de o problemă stringentă a vieții lor. Dar dacă urmă sunt discuții, spune-mi vă, ce de știu că abține după primul? Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Bârsănești sub Bacău pentru anul școlar 2024-2025. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Bârsănești sub Bacău pentru anul școlar 2024-2025, conform anexei la prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndemână de către autoritatea executivă a OAT Bârsănești, în strânsă colaborare cu conducerea școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești sub Bacău. Articolul 3. Prezenta se va comunica primarul Comunei Bârsănești și Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Bârsănești, Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, precum și instituție prefectului Județului Bacău, prin grijă la secretarul general al Comunei și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale. Mulțumesc! Discuții. Da. După cum știți, la reședința săptămânii am aprobat forma în care va fi organizat proiectul în sine. Iar în urma primirii acordului de la ISJ, supun în integralitate aprobării Consiliului în forma actuală, cu avizul de la ISJ, pentru școlile din Comuna Bârsănești. Da. S-a tot discutat și s-a ridicat problema școlii Caracal. Ca să se închidă școala Caracol. Este una din greșeli mari. Am stat de vorbă cu majoritatea părinților și chiar erau culoate în noi. Deci, dar cine a discutat? Am discutat eu cu părinții. A, părinții sunt de la școala Caracol. De la grădiniță și de la școală. Ei m-au abordat și atunci au trebuit să ne spunem punctul de vedere. Sunt copii de 3 ani, închipuiți-vă pe timpul ăsta, pe la minus 18 grade, s-o duce, nici nu se poate trece de alu, s-o duce roata, să existe pericolul înzepezirii. Gândiți-vă dumneavoastră dacă ați avea un copil la 3 ani într-o mașină de aia. Fără un părinte, fără un ajutor. Deci este necesară școala să funcționeze. Cum spuneau ei. Deci vedem la televizor școli cu 3-4 copii. Cum a noastră cu 30 ceva de copii nu poate funcționa? Deci trebuie să ne gândim prima dată la integritatea corporală a copiilor și la starea de sănătate lor. Tocmai de aceea vreau să concrez în continuare faptul că, așa după cum am spus la ședința trecută, se derulează programul C15 de dotare a școlilor, prin care spatele nostru o să vedeți echipamentul care deja a început să zosească în urma achiziției pe care noi am făcut-o. Deci noi le ținem de cuvânt și facem lucruri care țin de dezvoltarea și susținerea învățământului din comuna noastră. Ne dorim ca noi să avem niște școli în care copiii noștri să poată învăța în condiții ca la oraș și să sperăm că și cadrele didactice de la noi își vor face treaba așa cum trebuie, cu noile materiale didactice și copiii vor avea parte de un învățământ de bună calitate. Noi, ca și Consiliu, ne-am dat aportul și am contribuit substanțial la susținerea cu dotare și cu material didactic și toate celelalte componente pentru un învățământ de bună calitate. Alte discuții. Dacă noi sunt discuții, spunem la cine se poate. Trecem la discuții. Vedeți. Cine vrea să înceapă? O să încep și eu. Bun. Începem din partea aia. Din Marina? De acolo? Eu? Da. Vreau să vă spun că spațiul de dezvertezare a ulițele satului este să facă până în capăt, dacă se face. Deci nu intrăm și nu mă împingem și o lăsăm acolo. Atât. Era problema, am avut tractorul stricat. Știu, dar nu s-a dus până în capăt. Am închiriat pe cineva. Nu, chiar tractorul nostru.
capă sunt aceiași oameni ca aici și ca la Italia. Da. Strada Vasile de Stani, nici nu lustra acolo. Și nici nu la acolo. Evident, zăpezite până în cap, că așa e normal. Aș vrea o completare la plan, referitor la planul de lucrări pentru de interes local. Aici e vorba despre DC-ul Strecenești, Trepăr, Sănești, Caracol, zona Rudovenea. Eu am mai propus și v-am spus dumneavoastră că trebuie curățat tot drumul de la Bătar, ca crescut burienile și să secă asfaltul și așa e de asfaltul aproape secat, pentru că se infiltrează apa. Și să aveți în vedere să duceți oamenii special acolo. De la Hotar, de la intrare, de la Unești, spre Sar. Deci, de la Hotar, de la Unești. Da. Deci, o să știți. Stai mai bine, dar voi mai avea doi oameni la cursul de azi. Trei, de fapt. Iar duce în alte localități și duce și pe Gol și în altă parte, dar pe cazul în altă. Nu trebuie neapărat să-și facă fiecare în satul lor. Iar la drum, ce să zic? Zăpezirea a fost cam dezastru cu data asta. Sper să nu se mai întâmple. Primele două zile au fost dezastru, pentru că... Păi da, primele două zile au și fost intervenit. Utilajul nostru a fost și în condițiile în care am colaborat cu alții, cu alți pacienți cu mână care au utilajul și care au făcut măsura putinței lor, așa cum au... Cum a fost domnul Vara, exact, cum a spus domnul Deana, a mers și dus și întors pe același traseu. Deci n-a mers mai să înlățească, să... Un dus și întors, atât a fost. Domnul Petru? Așa, tot în legătură cu dezăpezire, să intervine foarte târziu și pentru școala de la Alpi, dacă se mai înaintează cu vreo ceva sau rămâne în conservare deocamdată. Normal, 3 ani face în septembrie. Conform legii învățământului, da. Da. Nu putem să preluăm imobilul și tot ce înseamnă spațiul de acolo, decât după trecerea 3 ani de la închiderea efectivă a funcționalității, a funcționării imobilului respectiv. În momentul în care ne-am făcut demersul aspectuat, așteptăm răspunsul prin care să se comunice transferul de la Ministerul Învățământului către autoritatea locală. Alte discuții, domnul. Da, aș avea o rugăminte la domnul primar și domnul viceprimar. Așa cum a spus și domnul Feri, ultima lună, numai chestia să discută în sat, că nu se mai face drumul, că nu știu ei, eu nu știu, multe persoane m-au oprit personal. Când vinem aici și stăm degeaba, dacă nu m-am mai impus eu de multe ori, a zăricală. Chiar recunosc că a zăricală. Dar dacă dumneavoastră știți mai bine, vă rog frumos să reamintiți ca să... Domnul Enica, cu mine, am sunat pe proiectant la Iași, e la verificare cu proiectul, joi... Era... De unde știu ei? Trebuie să ajungă de vineri la noi. Problema este că acea persoană, verificatorul de proiecte, este în concediu. În concediu. Da. Acolo, nu vă min, nu. Noi speram, așa după noi, am vrut după toate astea, ca vineri, să facem de plan proiect. Poate și așa. Dacă nu s-a reușit pentru că proiectul a întârziat și procedura a durat mai mult decât ne-am închipuit și ne-am dorit bun. Sperăm că anul anului să fie și cu... Până la sfârșitul lunii trebuie să facem hotărâre de consiliu pentru... Pentru a apărea indicatorilor noi, că tot... Mi-a domnul... La mine, la Albele, chiar eu m-am implicat cu dezăpezirea, cu utilajul personal. Am înțeles că... Tractorul este defect. A fost defect. Tocmai atunci ne-a dat sau ce mai tare. Dar atunci nu am găsit efectiv o piesă întinzătură la treia, pe care l-am comandat. Am căutat în toată țara. Am fost prin intermediul telefonului pe care am găsit mai multe conturi. Într-un final, l-am găsit după vreo 4 zile de căutări, pentru că produsul pe care l-avem noi, tractorul pe care l-avem noi, este un model mai rar întâlnit fabricat de Belarus. Și modelul cea de închizător nu era de găsit pe piață. A trebuit comandat din Belarus și până a ajuns a durat 3 zile. Deci, absoluție nu am avut.
Și noi, dar în perioada asta, noi n-am mai tineret. Domnul primar a vorbit persoanele, albele cu dumneavoastră. A vorbit de la Băteștiu acela, de la Caracol cu acela. Deci, dar când nu ai tu gerarul tău să-ți faci treaba, este altceva. Nu este ca atunci când îți faci treaba tu, în condițiile utilajate. Asta a fost. O să fie nevoie, dacă zăpada se moaie, pentru curățat. Ia să... Nu, nu, am și trimis bine să când a fost păcea. Da, da, acum a... Achitare, zăpada se moaie. Da, zilele astea, dacă se moaie zăpada, o să intervenim și să mai... Da. Domnul Izrada Vasile Alexandri, nu a intrat cu la de loc. Noi nu vrea să intre. Și eu anul trecut m-am întrebat domnul primar, știți? Nu vrea, dar acum poate să-mi doare tractorul acolo? O să-i spun că se n-a. Păi da. Niciodată nu vrea comunița ceva. Nici pe Racovița. Dacă nu era un plan, nu era, nu ducea la nimeni. Dar așa toată lumea, da, nici nu, nu? Nici acolo nu. Poate băga acolo. Da, containerul ăla de la Ligură, de la stație de jos, de stația de autobuzor, chiar au furat roțile de la asta. Și e profan de acolo. Se folosește. O să se ieși o rezervă de roată, să... Să nu le din luat de ter. Să... Verifică. De ce să pusi? Funcționează camera, se poate vedea. Acum se vede dacă funcționează sau nu. Haideți la aia, să facem un cap la intrare aici, să tot duc în spate copiii acolo, în parcul de ravage pe acolo. Știi la ce faină, da. Mare e. Da, putem face o intrare exactă, ținii porțiunea aia, o poartă. O poartă închisă. Până în școală, până în grădiniță. Până în grădiniță. Dar și în partea de ravage tot la fel. N-are rost să facem gard. Nu, atât din clădire, asta nu, o gardă în față. Să duce domnul Ferea și ne trezim o dată când vedea și foc acolo. Deci a zis să facem un gard la grădiniță. Gard de protecție. Da. La înțelegere de la grădiniță. Așa. Din clădire până în... Până în gard. În gardurile din apropiere. Gard. Dacă o să discut, o să ridic o problemă. În zilele acestea, un locuitor al comunei Brătești a venit cu ideea... Al satului Brătești. A venit cu ideea de a fi construite două rezerve de apă la cele două ciurile. Atât la cea din drum, cât și la cea din izolat sus. Nu mă aduc aminte numele cum se cheamă. Ciujmea Ursul. La Ciujmea Ursul. Rugămintea mea este, și se poate veni că pe timpul verii, chiar în vechiul an, sunt probleme cu apă. Haideți să analizăm, la nivel de comună, unde ar mai putea fi amplasate asemenea urge și la întâlnirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul acesta, să avem în calcul sumele necesare pentru construirea acelor rezerve de apă, ca să nu le zic urge. Pentru că știți cu toții, avem o problemă foarte mare de apă și dacă ar fi un acumul de câteva tone de apă acolo, bazinele alea, cred că ar primi de bine la toți locuitoare. Deci rugămintea mea, domnul primar, domnul viceprimar, la întocmirea bugetului, să prindem sumele respective. Vedem despre ce este vorba, vedem cât ar costa construirea sau cumpărarea unor luce gata făcute, prefabricate, și să avem grijă să le prindem în buget. Sunt strict necesare. Sau de zeboare, zeboare de apă. Nu mai sunt ofițe, sunt necesare. Da. Ați spus un nume și nu am reușit să prindem și ceva de la Brătești, dar vreau ceva de construit. Dar la Brătești s-au mobilizat, deja oamenii au strâns bani. Și dacă vine și primăria ceva, s-a mai strâns. Oamenii au mobilizat și venit. Dacă putem vedea și noi ceva sprijin, e o problemă? Nu s-a făcut. Dar după cum am deja avut discuții cu oamenii de acolo, a fost dat sprijin. Dacă s-a sprijin, e tare nevoie ce nu s-a făcut. Dacă suspecte și bugetele, sună pentru sine financiar, iar este nevoie. Dar nu putem să ne asumăm noi, public, să facem, să distribuim apa ca fiind potabilă. Pentru că noi, ca să facem o sursă de asta, care să fie
potabilă, trebuie să o facem în condițiile cu respectarea realității, adică să aibă stații de proiectare, de tratare, aia va fi o apă pe care o vor utiliza oamenii în condiții de apă, menajare, de utilizare pentru animale, pentru spălat, dar nici în caz să putem să spunem că aceea va fi o apă cu destinație potabilă. Nu, nu. Deci doar așa cum am făcut și pentru pătrâne, care a făcut arme, deci aia va fi doar pentru utilitate de uz menajare, pentru utilitate menajare, adică consum. Dar cu oameni puțin pe barba lor, să zic așa, pentru a fi consumați în la mâncare, asta este răspunderea lor și nu a noastră, pentru că noi nu putem să distribuim public apă aceea la timp potabilă. Fără să existe stații de proinare, de tratare, care să elimine toate pericolele la care sunt supuși oamenii în condiții în care folosesc apa aceea ca fiind tratată și nicio problemă. Dar la caracter, cum mai ridicant problema asta, se poate face la podul Dobrogea, am vorbit cu proprietarii pământului, cu poltronul, cum am dus și eu, nu este de acord să-l bea, să facem un baraj acolo și toată apa de pe Valea Dobrogei se adună. Și avem, Doamne ferește, de incendie, de orice... Dacă am vrut să ne bată de pomină, tot la plec, spre Clenciu, la Clenciu, la Clenciu, la Clenciu, la Clenciu, la Clenciu. E mai departe la Clenciu, mai bine la... Aici putem, avem 100 de metri de balastrat, ca să poată să aibă acces. Drumul este, dar când plouă... Da, și acolo, când a fost acum secetă, asta nu mai era nici acolo. Se acumulează din ploi, din cu ploile de primăvară, din zăpadă, iar sunt de la. Când s-a apucat? Nu, este în discuție, e declarat.